Toate grupurile termocentralei turcene au fost oprite joi de 1 iunie. Imagini surprinse de angajați arată că nu doar blocul energetic numărul 7 a intrat în conservare, ci toate celelalte nu au avut activitate. Unitatea mai are două grupuri funcționale, din care unul este în avarie și unul este în revizie planificată. Povestea cu conservarea și cu intratul în funcțiune atunci cât este nevoie s-a dovedit că e o poveste, fiindcă turcenii au rămas pe zero. Grupul 4 este în avarie, în reparații, nu se știe dacă îl termină să-l pornească marți, iar grupul 5 este în revizie programată. Și nu au lăsat grupul 7. Deci s-a dovedit că asta cu conservarea și intrarea în sistem atunci când e cazul de cadrele alte grupuri e o poveste. Să nu uităm că grupul n-avea 48 de ore funcționare. Cred că a fost paguba mai mare. Complexul energetic Oltenia a anunțat în urmă cu două zile că, începând cu data de 1 iunie, grupul energetic numărul 3 Rovinari va fi retras definitiv din exploatare, iar grupul energetic numărul 7 Turceni va fi trecut în conservare.